când a invitat la nunta lui. Da. Tu dai seama ce onoare? Ca încât pui. Și ca... Cine... venim! Dai de nașă, dacă chiar insisti. De nașă, da, da, aș vrea. Mircea, cel mai frumos cadou ever! Vă salut, oameni frumoși, suntem la București, la un eveniment cu mulți oameni și mulți oameni înseamnă multe oportunități. Eu am venit aici cu ceva ce scrie specially for you, adică special pentru adică niște invitații la nuntă, ca să-i ajut, se chem la cea mai tare nuntă din România, nuntă pe bază 10 octombrie, în toate cinemaurile. Eu vreau să o tratez ca o nuntă serioasă, adică să-i întreb câți bani pune la nuntă, câți bani ar pune la nunta mea. Cât dau la tine la nuntă? Da. 2000. Euro vorbim, nu? Euro vorbim. Perfect, avem primul om. Am o chestie, eu vreau să fac o nuntă. Așa. Și ce, ți-ai găsit mirele? Nu neapărat mirele, am nevoie de niște invitați. Mi se pare că e mai să ai invitați tari, că dacă ai invitați tari și ala-ți vin mai cu drag. Da, 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 ai buget? Ți-aș da o invitație, numai invitația și că costă bani și dacă ai fi sigur că vii, că n-aș da-o numai și pe aia să zici că nu vii. Da, da, în 10, în 10 octombrie, nu? Eu puneam problema cu totul altfel, dacă ai buget pentru prezența mea sau te însori peste câțiva ani și între timp vrei să ne împrietenim încât să vin pur și simplu. Vrei să, cu să dar, e cu dar? Da, e cu dar și cu bani. E nuntă de aia scumpă, știi, cu... A, cu mulți invitați pe care nu-i cunoști. Da, și dacă, uite, de exemplu, putem stabili niște praguri de preț, dacă îmi plătești mai mult, te pot pune cu cine vrei tu la masă, știi? Ok. Eu pot să dau invitația, mă, să fie sigură treaba, da. Nu ți-o dau... Deci vii, nu? Da. Te trec cu două persoane sau cum? Da, am soț. Două persoane? O să vin însoțită. Ideea e că e o nuntă mai selectă, aș avea nevoie de un avans. Nu te gândi la cea nebun, un 30%, te gândești, okay. Nu tăm 30% cui, din ce? Din suma pe care mi-ai dat în mod normal la nuntă. Mm-hmm. Sau din meniu? La mine mai mult decât meniu, e vorba de atmosferă, invitat, la mine vine Sânziana, o grămadă de oameni ăștia tari, știi? Așa, adică Sânziana cine, eu? Da, adică tu ridici nunta, adică, știi? Adică da, dau bani ca să particip la un eveniment unde o să fiu eu. Exact, asta înseamnă altruism. Da, da, genială idee. Nu, mă gândeam să-ți dau 100% avansul, da. Nu doar 30%. Știu că există cheltuieli enorme înainte de un eveniment și vreau să te susțin cu toată inima. Ce mai vreau la tine? Eventual un caiet cu nunțile la care a fost și cât ai pus, să văd așa. Eu trebuie să fac niște calcule, mă pot arunca, că eu, să știu pe cine aduc. Aduc gen Imagine Dragons sau aduc gen pe cineva din București? Nu, dacă vrei să mă impresionezi, Justin Timberlake. Am alături de mine doi oameni care călătoresc prin, prin toată lumea și am norocul să vă invit în data de 10 octombrie la nunta mea. Vă prind în țară? Oh, din păcate nu. Din păcate nu, plecăm. Da, ce ai? Țin. Avem vrăjală, asta e vrăjală. Deci vedeți, dacă tă două secunde să ești, e vrăjală. Sunt în țară și nu vor să vină la nunta ta. Păi cum ați făcut nunta? Pe bani. Da. O nuntă restrânsă. În ce an? În 2017. Și cam cât a fost profitul? Putem spune, cam sigur. Cât a fost profitul? 20.000, cam 20.000 așa. De da. După nunta am plecat în lume. N-am vândut casa, am plecat în lume și de atunci... Vezi, deci ați făcut nunta ca un punct de pornire, ați pornit în lume. Și ați pornit în lume ca să mai veniți înapoi la alte nunți care pe care vin la voi, nu? De fapt, asta am muncit. Asta e schema ca să chem lumea la nunță, să nu mai te duci tu înapoi la ei, după aia să pornești în lume, cum a făcut ei. Da, uite, până pe 10 octombrie. Hai hui în doi înseamnă hai hui nunț, adică adio nunț. O strategie tehnică foarte bună, vă felicit pentru asta și vă mulțumesc. Vreau să spun că de la depărtare par bogat și de asta o să-ți fac o mare onoare, o să te invit la nunta mea. Care e pe bani? Cât bani? Glumesc. Nu, deci fii atent. Deci dacă e de bani. Da, ideea e că... Că mai hotărăște cine banca asta. Auzi, auzi, stai puțin. Ci când ai invitat la nunta lui. Da. Tu dai seama ce onoare. Da. Dar tu nu te-ai căsătorit deja? Astea sunt detalii. Când te căsătorești? În 10 octombrie am nuntă. Unde? O să fie și la București. Ok. Despre ce sumă crezi că vorbim? Adică în calitate de prieten apropiat, că până la urmă suntem amândoi oameni faini, ne cunoaștem bine. Cam la ce sumă vă gândiți împreună pe... Noi suntem un cuplu. Da? Eu zic că e cam 2500 de lei. Pentru amândoi, nu? 2500 de lei, 3000 maxim pe acolo. Uitați invitația din partea mea. Puteți să o te rog, te rog, te rog. Jură-te că e invitație pe bune. Du-te. Ce tare. Îți urez de acum acasă de piață dinainte. Și la cât mai multe review-uri bune. Băi, e foarte tare, bravo. Mai frumoasă cât tine. Maică-mea a ales-o. Te salut. Bună. Am venit la tine cu o oportunitate. Da. Vreau să te invit la nunta mea. Ai făcut nunta? Nunta este în 10 octombrie. Știu că vrei să schimbi subiectul, ideea e că e o nuntă pe bani. Îți las aici ai invitație. Cumva știu că tu fiind la ProTV, cumva ar crește cumva nivelul. La știrile ProTV. Da, îți poți face un reportaj despre nunta mea la ProTV? Nu, că nu decid eu cine face reportaje. Dar vezi, nu te poți apuci să zici ce vrei. Prezint. Deci tu prezint știrile și dacă de zici... Prezint nunta. Și tu apuci să zici, Mircea, bravo, nuntă pe bani, nuntă pe bani, 10 octombrie, ce se întâmplă? Adică printre știri să zic așa repede, da, știi că...
Poate nu e atent și nici nu... Mircea Bravo! Mircea Bravo! Știi, adică ca și cum aici o jurătură de ce Mircea Bravo, știi? Vi la lansarea filmului. Cu bani. Cu bani. Și cu trei persoane. Da, da, da. Bun, am și un story de persoană. Și gata. Un story și gata. Un story și spui că cea tare film și gata. Perfect. Mircea Bravo. Mulțumesc, pardon, mulțumesc. N-am vrut să zic asta. Salut, ceau. Ceau, ceau, foarte bine. Voi ce faceți? Bine. Am venit direct la voi. Fac nuntă și am nevoie de invitați. Am nevoie când? De invitați tari. Uite pentru tine. Când, mă? 10 octombrie. Anul ăsta? Da. Paolo, am concert. Asta e dumă, bineînțeles. Asta e, asta le le știu. Am o invitație la cine? A, venim. Venim. Vezi că și dăm și dar mare. Da? Pe bune? Da. Cam la câte? Când că putem face o chestie, facem cu strigare, da, și dai tu primul și tu ridici, da, cumva nivelul, că dacă tu dai 5.000 de euro. Ca la licitație, nu? Exact. Așa. Da. Vreau loc bun la film. Băi, te pun, am un prieten, Mihăiță Nebunu. Așa. E de la țară. E un pic nebun, dar e băiat cu minte, dacă bea numai apă, n-are, tu dai treabă. Gata. Bun. Rămâne așa? Da. Deci pe 10? Da, pe 10 octombrie. Venim. Venim cu mare drag. Bună, bună, bună. Foarte bine. Am venit să te invit la nunta mea. Am nevoie de o domnișoară de onoare sexy ca să ridice un pic nivelul. Măi, Mircea, eu nu mai sunt domnișoară. Așa, o doamnă de onoare. O doamnă, da. Da, am nevoie. Sunt căsătorită, am copil. Bine, așa ai de nașă, dacă chiar insiști. De nașă, da, da, aș vrea. Uite, las aici invitația. De obicei merg la notar să registrez că mi-ai promis că vii la nuntă. Dar pe tine mă bazez că par de încredere. Nu, nu bazează, de pe bune, chiar venim. Am înțeles că recent ai fost cerută în căsătorie. Da, felicitări. Este adevărat. Faza e că îți explic un pic cum e faza de acum. De acum tu trebuie să mergi la cât mai multe nunți, ca să ai oameni care să-ți vină la tine la nunță înapoi, înțelegi? Și ca să și fur din experiență, din secrete, cum să exact, pregătesc. Exact, ca să ieși cu o nuntă pe profit. Salut, salut, ceau. Felicitări pentru pasul următor. În preată vreau să te invit eu la nunta mea. Opa. A mea e în 10 octombrie. Opa, oficial? Da, deci dacă zici da, veni sigur. Păi chiar hai, sunt de plecat, ce faci? Ești tot. Nu, anulat. Nu putem, că mergem la Roma. Așa, trimite, nu mă aplic. Dacă îmi trimite, nu mă aplic, eu vi-l dau înapoi. Da. Plic, da. La nunta așa se face. Voi îmi dați 1000 de euro, eu îl țin și când e nunta voastră, vi-l dau înapoi. Așa facem. Vreau să te invit la nunta mea, în primul rând. Că până la urmă, de ce ne-am adunat atât aici? Eu nu cred că de-aia vin aici, să mă invit la nuntă. Nu cu parturile, da, să fac bani. Ești, păstarea asta e prima glumă și cea mai bună. Mulțumesc, că sper să nu fie o glumă, sper să vii la nunta mea. Nu e glumă? Ia invitația. Bă, ăsta vorbim de serios. Păi fii atent, dacă vii la nuntă, trebuie să mă plătești tu pe mine. Ah, te-ai blocat. Da, dar și nunta asta e nuntă faină, adică vin oameni fine. Da, dar numai prezența, știi cât costă prezența. Hai, facem un barter. Facem un barter, da. Client. Vii tu. Ordem la jumate. Vii gratis. Așa. Dar mi-aduce că trei cupluri. Care pun bani. Am înțeles, să-ți aduc plătitori, adică. Da. Bun, hai, ne gândim și... Bine. Scrie-mi mâine de la 3 la 2, da? Bine, salut. Salut. Am venit ca un înger păzitor pentru tine. Așa. Am venit să te ridic. Să mă ridici? Da. Ia, cum? Fii atent. Eu am nuntă în 10 octombrie și m-am gândit să ridic pe cineva și m-am gândit la tine. Vii, gândi la nunta mea gratis. Așa. Îmi dai un gest simbolic de 3.000 de euro. Așa. Și man, de acolo viața ta e tot ca și cum ai câștigat la loto. Iubitule, pentru tine dau și 20.000 de euro să cânt la nunta ta, mâncați-aș gura ta. Man. Nu? Că până la urmă e investiție. Păi normal, eu investesc în imaginea mea. Da. Corect. Acum sezonul ăsta de nu numai îl prins, dar de la anul la anunț rup. 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 Nu? Man. Dar zi-mi ce vrei să-ți cânt. Ai tu o melodie preferată așa? Mi-mi plac aia cât de tare ziuc, eu stare și... Ah. Da, da, cu dușmani îmi poartă pică, dar n-am valoarea mea. E cel mai modest, e cel mai umil, Mircea Bravo e un copil. Bun. Îți fac și o piesă dacă vrei. Perfect. O să dau o invitație. Vezi că e pe cameră. Da, e pe cameră. Da. Uite, chiar îți dau o invitație la nunta mea. Nu cred. De nu-ți face program în altă parte, vii, da, și așteptea 3.000 de euro. N-am zis la... Da. Bun. Așa fac. Mersi, Emilian. Mersi mult. Ideea e că vreau să te invit la nunta mea. Așa. Ok. O să fie în 10 octombrie. E pe bani, bineînțeles, dacă vii trebuie să pui bani. Așa. Am o mare rugăminte la mine, o să vină și bunica mea și zic... Cumva trebuie să te aranjezi, să te barberezi, să-ți dai jos tatuajele, să scoți piersul, adică trebuie să fii... Oh my God, dar atât de timp? Trebuie să fii țiplă, adică trebuie să zici, bă, frate, ăsta e om din 1920. Imposibil, imposibil. Hai, te rog, că spun eu că o să-ți placă, adică... O să-mi dau silința, dar nu cred că o să reușesc. Dai 500 de euro, dar merită.
Da? Da, îți promit eu că adică merg. Adică dau și bani și mă fac și așa? Bombă. Da, da, îți spun, o să fie nuntă, nunta anului. Știi cum a fost nunta regală cu, știi, așa o să fie, da? Nunta mea. Okay, okay, e foarte tare. Te aștept atunci. În 10 octombrie. Mă bag atunci. Man, îmi spun, îți merită. Clar. Și așa facem. Și aici, și de pe mână, tot. Tot, la discotecă toate. Și fără lanț. Și fără lanț. Și fără cercei și fără lanț, fără tot. Așa, perfect. Da, 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 da. Mulțumesc. Rux, până la urmă, știi că tot timpul în viață tot se reduce la bani. Probabil, știi? Așa că am marea plăcere să te invit la nunta mea. Îți dau aici invitație. Te-am încălțat. Te-am încălțat. Ești usturat deja. Ideea e că poți să vii să mai lași un plic așa elegant. Ai, nu. Am înțeles. Eu știu că tu ești o mare susținătoare a nunților. Mă, ești... și miram de mai zori odată. Filmul e despre un tânăr care urăște nunțile și cred că tu poți să empatizezi foarte mult cu chestia asta. Mircea, cel mai frumos cadou ever. David, mulțumesc. Profit de ocazie că ai spus că ești mare fană. Da. Și vreau să... Dacă ești chiar fană, să nu mai ai la mișto. Acum, nu mă lua cu d-astea, eu știu, poate nu le-am văzut pe toate. Nu, dar uite, vreau să te invit la nunta mea. Așa. Și acum vreau să văd dacă vii. Dacă vii sau nu vii. Cam cât pui. Și ca... Și dacă poți să-mi dai un avans. Un 300 așa ajunge. Un 300 de euro avans. Da, da, e bun, da? Poți să-mi dai acum? E bun, păi așa se poartă acum, nu mai mergem așa cu 3 lei. Nu trebuie să vin. Pot pur și simplu să îmi dai un cont aici, nu? Și să... Te rog. Mă gândeam mai mult de atât, dacă se poate tu să vii la nuntă. Stai, nunta? Nuntă pe bani. A, pe bani? Da. Păi cum e altfel? Adică e sinceră. Da. Înțelegi? Și mi se pare că tu ești un om care ridici lumea. Și dacă ai putea să ridici cumva nivelul de oameni care pun bani. Știi că tu dacă zici, tu cam cât pui? Dinu pune cam 1000. Așa zic, dacă Dinu pune 1000, nu poți să pui 300, știi? Da. Și mi-ar plăcea... Bine pe barter. De asta zic, putem găsi și o variantă de barter. Dar tu, cred că mi-aduce un plus de bani, mă înțelegi ce zic? Da, normal. Crezi că am putea să legăm ceva? Mie mi-ar plăcea. Mă, trebuie să vorbim. Și astea sunt lucruri care se vorbesc în spatele camerei. Așa că ține microfonul deschis, mergem în spatele camerei și vorbim. Perfect. Râdem, glumim, eu vă invit la film. Trebuie neapărat să veniți la nuntă pe bani. O să vedeți și latura mea întunecată. O să fiți surprins ce fel de personaj sunt în filmul ăsta. Din 10 octombrie în toată țara. N-aveți niciun pretext să veniți. Noi o să punem într-un tuneu prin țară. Și urmăriți pagina de Facebook Nuntă pe Bani și contul de Instagram Nuntă pe Bani. V-am pupat, ne vedem la film.